ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ilinca Obădescu, urmăriți știrile prânzului, iată care sunt principalele subiecte. Flăcări la o fabrică de mezeluri din Timișoara, sute de angajați au fost evacuați. A apărut o nouă meserie la modă în rândul românilor, grumărul sau stilistul pentru animale. Ce presupune, aflați la știri. Adina Roșca și Cătălin Doinaș ne vorbesc despre viața lor de familie. Sute de persoane au fost evacuate și 5 oameni au ajuns la spital după un incendiu puternic izbucnit la o fabrică din Timișoara. Alarma s-a dat aproape de lăsarea nopții și pentru a ține flăcările și fumul sub control a fost nevoie de intervenția mai multor auto speciale. Doamne, incendiu! Panica s-a instalat în jurul orei 21, când în fabrică activitatea era întoi. Peste 200 de angajați din tura de noapte munceau în hala de procesare a cărnii. La un moment dat, încăperea de 3000 de metri pătrați a fost inundată de un fum dens. Speriați oamenii au chemat ajutoare și au ieșit de urgență din clădire. V-au evacuat? Da, toată lumea. Evacuarea oamenilor a durat 10 de minute până când toți angajații au ajuns în siguranță în exterior. Bine că am apucat să ieșim afară, că nu se știa, era problemă dacă nu. Incendiu mare? Da, mi-a surat ochii. Fum mult? Mult, mult. Incendiu mare a fost? Da, nu știm nimic, am scos afară. 5 persoane au rămas blocate în încăperea plină de fum. Salvatorii le-au scos în ultimul moment și le-au transportat de urgență la spital. 10 de pompieri și mai multe autospeciale au intervenit pentru a ține situația sub control. Unde arde? În procesare. În procesare? Da. E incendiu mare? Da. Nu știm exact. Noi suntem evacuați la timp și atunci. Deci da. Nu sunt victime. După câteva ore de luptă cu focul, pompierii au reușit să înlăture pericolul. Flăcările au ars aproximativ 100 de metri pătrați din clădire și au distrus mase plastice, precum și materiale lemnoase. Nu se știe încă de la ce a pornit incendiul. Dragostea pentru animale a câștigat teren în rândul românilor care își doresc mai nou să schimbe locul de muncă pentru a fi mai aproape de micuțele patrupede. Astfel, meseria de groomer sau stilist pentru animale este mai ales pe placul tinerelor. Un studiu arată că aproape 94% dintre cele care aleg să urmeze un curs de calificare în acest domeniu sunt femei cu vârste cuprinse între 23 și 34 de ani. Pornind de la o analiză de piață realizată de o academie de grooming din București, se pare că din ce în ce mai mulți români sunt interesați de meseria de stilist pentru animale, iar cei care fac trecerea la această industrie provin, de cele mai multe ori, din domenii conexe pet groomingului, dar și din domenii precum vânzările, învățământul sau chiar marketing, cum este cazul Clarei. Îmi doresc foarte mult să am grijă de căței aceștia minunați și să-i pieptăm și să le fac codițe. De copil îmi doresc foarte mult și iubesc foarte mult animaluțele, orice animal. Fie că își doresc să înceapă o carieră în acest domeniu sau că deja lucrează cu animalele, cursanții au în comun dragostea pentru blănoși. Este și cazul Tatianei, medic veterinar la bază. Șeful meu a văzut pasiunea mea pentru animăluțe și mi-a propus dacă vreau să merg mai departe prin a avea grijă de ele și în altă formă. Îți trebuie multă răbdare, multă iubire, trebuie să empatizezi cu animalul, trebuie să simți ce simte. Specialiștii susțin că în piață există o nevoie de educare, atât a celor care se ocupă de această meserie, cât și a proprietarilor de animale de companie. Ei au identificat și câteva trăsături caracteristice ale pet groomerului român. Când am început noi să tundem acum 15 ani, nevoile erau destul de basic, să spun așa, și serviciile pe care le oferau saloanele nu erau neapărat foarte sănătoase. Dintre cei care vin la cursuri sunt într-adevăr femei, au vârste cuprinse între 23 și 34 de ani și majoritatea vin din afara Bucureștiului. Cursurile de bază ale Academiei de Groomeri durează 4 săptămâni, atât pentru începători, cât și pentru cei care vor să aprofundeze această meserie. De exemplu, această doamnă din Constanța lucrează în domeniu de câțiva ani, însă își dorește să fie în pas cu noutățile. Am venit pentru mai multă perfecționare și să văd mai multe stiluri de tuns, cu toate că știu, dar totuși în timp cred că a mai evoluat meseria asta și mă interesează foarte mult.
Prețul pentru un astfel de curs este de 730 de euro, preț în care sunt cuprinse materialele de curs și echipamentele necesare. Mareș așteaptă turiștii de Ziua Națională a României. Tot mai mulți români aleg să petreacă vacanța de 1 decembrie pe litoral. Ofertele de cazare sunt de nerefuzat, iar gradul de ocupare este de 100%. Nici nu e de mirare, mai ales că bucatele tradiționale și programul artistic sunt asigurate de hotelieri. O priveliște de basm, mâncare delicioasă și condiții de 4 stele. Asta oferă acest hotel cu pretenții din nordul stațiunii Mamaia. Turiștii își doresc condiții de lux la prețuri accesibile, iar hotelierii încearcă să combine cele două pretenții. În această cameră, spre exemplu, dușul este amenajat chiar în dormitor și oferă o priveliște de basm către lacul Sudgyol. Oferim pachete speciale care includ cazarea și masa tradițională pentru weekendul prelungit, pentru toți cei care vor să se resfețe chiar și la mare în extra sezon, într-o locație inedită. Pachetele pornesc de la 2 zile și încep de la 1500 de lei și urcă până la 2800 de lei în funcție de numărul de zile. Răsfățul culinar este asigurat de preparate tradiționale, făcute de specialiști. Pastrama de oaie cu mămăligă și brânză, coasta marinată la cuptor și nelipsita fasole cu ciolan afumat la ceaun. Ca să-i atragă pe turiști, unele hoteluri vin cu variante de preț imbatabile. La două nopți de cazare, a treia este gratuită. Aceasta este una dintre camerele ce beneficiază de pachetul pentru mini-vacanța de 1 decembrie. Pachetul este la tariful de 640 de lei pentru 3 nopți, 2 nopți plus una gratuit. Include cazare cu mic dejun și o fișă cont în valoare de 100 de lei pe sejur. Iar la acest pachet se adaugă cina festivă de pe 1 decembrie. Este 150 de lei de persoană. Pentru că vremea nu lasă loc de plajă pe litoral, hotelierii trebuie să-i răsfețe pe turiști cu tot felul de tratamente de înfrumusețare și nu numai. Cele mai căutate sunt unitățile de cazare care au piscină și oferă servicii de wellness. Turiștii vor avea mesele în regim open buffet. De 1 decembrie vor avea o cină tradițională cu țuică și tot ce trebuie pentru să simtă că este 1 decembrie. Turiștii, de asemenea, cei care au achiziționat pachetul cu All Inclusive, vor avea o petrecere la centrul spa, la piscină. Sunt sejururi de 3-4 nopți. Tariful începe de la 1116 lei de persoană per sejur. Cele mai multe sejururi sunt gândite pentru 2 sau 3 nopți, însă cazarea se poate prelungi la cerere, după dorința clienților. Un cuplu vesel și mereu cu zâmbetul pe buze. În minutele următoare intrăm în universul familiei Roșca Doinaș. Cei doi au împreună 2 copii care nu de puține ori le pun la grea încercare cariera. Iată cum fac față. Familia Roșca Doinaș nu are cum să treacă nicăieri neobservată, dar mai întâi să facem prezentările. Se vede viața colorată, e bine că nu se aud zgomotele, știi? Vă rog frumos pe fundal mult mai multă muzică, să vedeți doar partea plină a paharului. Da, el este Cătălin, ea este Anuța, el este Andrei, iar eu sunt Adina. Simpaticul cuplu de artiști se bucură la maximum de viața de familie și valorifică alături de cei mici fiecare clipă pe care o au liberă. I-am surprins la o zi de distracție cu copiii într-un muzeu inedit din capitală. Ce avem aici, Andrei? O înghețată gigantă! Și curge din ea! Vreau să fiu sinceră, sunt depășită de tot ce mă înconjoară. E fain, satisfacțiile sunt de neegalat, dar e foarte greu, e foarte greu, atâta timp cât părinții noștri sunt la făgăraș. Se întâmplă să-mi întreb pe mami, cu care din ei vreți să dormi în seara asta? Ce sincer, vreau să mă duc la hotel! Când se termină orele de repetiții sau cele de concerte, cei doi artiști dau la schimb veșmintele de scenă pentru cele de părinți, iar noile roluri sunt parcă mult mai încărcate de responsabilitate decât cele din fața publicului. Tati ce face? Tati te ceartă sau tati te lasă? Mă lasă. Și cine te ceartă mai mult? Mami. Mami, să știi că facem cu schimbul. Da, chiar facem cu schimbul și sunt momente când nu e bine pentru copii, că nu, dacă unul îi spune că stânga și celălalt găsește refugiu în partea cealaltă. Hai, lasă, merge și stânga și dreapta, nu e bine. Mami se plânge că n-are răbdare cu 2, în schimb tati trebuie să aibă răbdare cu 3. Pentru Cătălin, creierul din spatele compozițiilor interpretate de cei doi, provocarea de a fi tătic artist este parcă și mai mare decât a consoartei sale.
Să știți că la noi tati se ocupă mult mai mult de cei mici decât mami. Tati stă mult mai bine la capitolul răbdare. El se pricepe la schimba scutece, l-a făcut băiță și așa mai departe. Mami se ocupă de altele, de mâncărică, de hăinuțe. Deci oarecum 60-40%. Până când micuții celor doi vor crește suficient de mult pentru a urca pe scenă alături de părinți, cei doi rămân la formula care i-a consacrat. În Bihor, sunetul viorii cu goarnă animă orice petrecere sau nuntă, iar cei care știu să dea viață acestui instrument sunt din ce în ce mai puțin. Pentru a salva tradiția, un tânăr de doar 24 de ani din Oradea a deschis o școală de muzică unde ține astfel de cursuri. În Bihor, sunetul viorii cu goarnă îl ridică de pe scaun și pe cel mai pretențios nuntaș, mai ales când aceasta se află în mâinile unui muzician talentat cum este Cosmin Botiș. Tânărul violonist, în vârstă de 24 de ani, vrea să ducă mai departe sunetul acestui instrument, așa că în urmă cu 2 ani a pus bazele unei școli de muzică. Aici, împreună cu tatăl său și el, un violonist cu multă experiență, predau zilnic tainele viorii cu goarnă celor peste 50 de copii. Fiind tot cu muzica, m-am gândit și am avut o atracție față de a preda copiilor, pentru că aici este și diferența. Vârsta, am 24 de ani, sunt cu ei ca și cu niște prieteni, pot să spun. Am format o relație de prietenie cam cu toți elevii care vin la mine. Și așa a luat naștere și școala de muzică. Deși are un sunet atipic, instrumentul cu specific bihorean îi atrage pe cei mici. Alex are doar 12 ani, însă îi place foarte mult să cânte la vioara cu goarnă. Reușește asta cu ajutorul lui Cosmin, care știe cum să-l îndrume. Pare un instrument foarte frumos și îmi place pentru că este specific din zona noastră. De mic mi-a plăcut muzica, mai ales muzica populară, auzeam și prin casă, pe la bunici, în familie și eram obișnuit cu muzica populară. Îi învăț printr-o metodă mai rapidă, pot să spun. Eu, de obicei, melodiile le scriu și pe partituri, au tot scris frumos, ca la școală. Ca n-am nicio de antică. Deci eu le scriu și pe partituri și după ureche, care vor depinde și de fiecare cum prind mai repede. În viitor, tânărul bihorean își propune să extindă numărul de instrumente predate, dar și să organizeze concerte cu tinerii învățăcei în toată țara. Astfel, sunetul viorii cu goarnă va deveni din ce în ce mai cunoscut și apreciat de românii de pretutindeni și nu numai. Sărbătorile se apropie, iar în studiourile foto este agitație mare. Românii care își doresc amintiri de sezon s-au programat din timp pentru ședințele foto de Crăciun. Cererea este mare, așa că lista cu rezervări este plină. La Ploiești, clienții sunt așteptați cu decoruri de poveste în care s-au investit mii de euro. Acest studio din Ploiești s-a transformat în atelierul lui Moș Crăciun. Deși abia am trecut de mijlocul lunii noiembrie, atmosfera sărbătorilor se simte în orice colț. Bradul a fost împodobit, cadourile sunt pregătite sub pom, iar ajutoarele moșului au început să creeze amintiri de neuitat. Bună ți-am. Așa, bravo! Ia vă uitați amândoi la mine și râdeți frumos, da, bravo! Bravo! Pentru familia Mihalache, ședințele foto de Crăciun au devenit deja o tradiție. În ultimii ani, părinții și copiii au făcut 10 de poze pe care le vor păstra ca amintire pentru totdeauna. O să le arăt prietenilor și lui Moșu. Aș vrea să-mi aduc o mașină cu telecomandă și un ATV. Este a treia oară când venim, ne place foarte mult, mai ales că decorul este diferit în fiecare an și asta ne bucură. Sunt amintiri care rămân peste ani și pe care o să le vadă și ei când vor fi mult mai mari. Daria, ia uite la mine! Uite-l pe moșu! Ia uite pe moșu! Vezi?
Eva, surioara ei Daria, dar și mama Mădălina sunt clienți fideli ai studioului foto. Pozele făcute aici au o destinație clară. Cui o să-i arăți tu aceste fotografii pe care le-ai făcut? Moș. E scris moșului? Da. Și ce vrei să-ți aducă ție, moș? Vreau să-mi aducă păpușă. Formăm niște amintiri de neuitat, atât pentru noi, cât pentru cei mici, chiar și pentru cei dragi și mai ales pentru bunicii care sunt plecați în străinătate și să le trimitem niște amintiri cu cele mici de neuitat. Pregătirea decorului pentru ședințele foto de Crăciun durează câteva săptămâni. Am lucrat manual timp de 3 săptămâni. Am fost și în pădure să aducem crengi, tot ce este posibil, uși vechi, le-am vopsit, le-am prelucrat, totul ca să fie cât mai frumos. 4.000 de euro au fost investiți în decorurile din acest an, iar prețul ședințelor foto a rămas la fel ca până acum. La pachetul de bază vor primi un set de fotografii, 25 de fotografii digitale, iar la pachetul premium cu albumul foto de 550 de lei, 45 de fotografii și un album foto cu copertă de piele. Clienții pot pleca acasă și cu rame foto sau magneți personalizați pentru care mai scot din buzunar câteva zeci de lei. Odată terminată ședința foto, cu toții așteaptă sărbătorile cu sufletul la gură. Astăzi facem cunoștință cu Maria Aftincă, e o artistă cu un suflet mare de român care din dragoste pentru tradiții a amenajat un muzeu în propria casă din comuna Vladimirescu, județul Arad. Un adevărat tezaur cu peste 10.000 de obiecte rare de artizanat, dintre care 1.200 de costume populare vechi din toate zonele țării. Bine ați venit astăzi! E o onoare să vă avem. Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos de invitație! Aveți un costum minunat, vă rog să ni-l descrieți. Da, e costum de Bucovina. În picioare ar fi trebuit să am o pincuță, dar cu ele, ca să n-am bagaj, am ghete, ciorapi, poale, catrință, brâu, cămașa de iermică, cămașa foarte, foarte veche, costumul întreg e foarte vechi, de peste 100 de ani, dar e întreținut bine, în cap batic. Asta-i mai nou. Și mărgele aveți. Și mărgele, da. Pentru că și trăisuța, fără trăisuța asta nu mă duc nicăieri. Asta mă reprezintă pe mine ca rapsod popular, ca așa, ca bucovenească. Cum a început povestea muzeului dumneavoastră? Am fost invitată la un cenaclu și acolo am fost îmbrăcată în costume populare. Eu nu avem costum popular, avem costume, moștenire de la bunica, străbunica, dar nu m-am îmbrăcat că n-am știut la cenaclu. Am venit acasă, spun mai iute ca să pot să mă încadrez. Am venit acasă, am luat perdeaua de la ușă și m-am făcut eu costum, am cusut eu cămașă. La 16 ani, am fost în 67. Și o păstrez și în zi de azi și am mai făcut încă multe altele, dar le păstrez pentru că am pus suflet. Nu a avut cine să mă învețe că trebuie să le cos pe pânză țesută de casă, pe pânză în sateve, cum se zice în Bucovina. Și acum aveți 10.000 de obiecte. Da, am prins drag. Țineți? Din momentul ăla am prins drag și m-am dus prin piețe, m-am dus pe coclauri. Când am venit în 83 în Vladimirescu, am mers prin toate colțurile se de Ardeal, Banat, și am colecționat, iar pe unde am putut, am cumpărat prin piețe și s-a adunat. Azi o leacă, mâine o leacă și da, tot am prins drag, n-am vândut. Să știți, satisfacția mea cea mai mare, și nu vă vine poate să credeți, am peste 300 de costume donate. Donate. Foarte care frumos. M-au plăcut mie și am, pe unde am fost prin Europa, la festivaluri și așa, am dăruit celui care am crezut că chiar îl poartă costumul popular cu drag. Dar la care țineți dumneavoastră cel mai mult și cel mai mult? La asta care l-am lucrat eu, cu mâna mea. Cu mâna mea. Pe lângă faptul că croiți costume populare, recondiționez cel mai mult. Da, știu că scrie și poezii. Scriu. De asta atunci am fost invitată, scriu poezii nouă, nu știu ce. Poezii populare, tăcini în cozoară, de la râu până la pădure și așa mai departe. Mă uit la tine și te fac în vers. Și mai știu că ați croșetat cel mai lung șnur de mărțișor. Da. Care are 7
kilometri și jumătate? 7,5 km. Am fost la voi aici invitată la București de Daniela Popa și a zis, doamnă, cu expoziție de costume și zice, vine 1 martie, nu faci pe 2 metri de șnur de mărțișor. M-am gândit, cum mă duc eu până la București cu 2 metri? Am făcut exact câte zile are un an. Am făcut 366 de metri și atunci au fost pe mine toate televiziunile. Apoi am început în fiecare an, am continuat și gros cât degetul mic, că roșu și cu alb. Și am croșetat și am ajuns la 33 de kilograme. Wow. Și m-am oprit că investiția e mare, că un scul de ață nu m-a durat foarte mult să îl depin, să faci ghem și apoi 7 ațe de alea roșu și 7 albe îmbinate și croșetam. Știu că ați fost sfătuită și deja ați făcut demersuri să vă înscrieți în Cartea Recordurilor cu cea mai mare colecție. Da, am depus de documentația, mi s-a spus că în România nu ar fi nimeni cu atâtea costume originale autentice, dar dacă mă omologhează, înseamnă că o să fie bine. Dacă nu, mai sunt în țările asiatice care sunt colecționari nebuni ca mine, știi, și fac așa costume. Pasionat, doamne, pasionat. Dar eu pot să zic că sunt nebună, că altfel nu. Trebuie să fii prea pasionat să bagi, să investești atâta. Și nu mă pot lăsa. Credeți-mă, am o vârstă, nu mă pot lăsa. Mi-e drag cei ce fac. Așa să rămâneți. A fost o plăcere să vă am alături. Vă mulțumesc mult de tot și vă mai aștept cu altă ocazie la noi la știri. Cu mare drag. Mulțumesc. Sănătate mult. Multă, vă iubesc. Aveți o televiziune importantă. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Vă mulțumim pentru că și ieri ați urmărit știrile Canal D când jurnalul de prânz a fost pe primul loc în preferințele dumneavoastră. Nu uitați cele mai importante informații, le aflați de pe site-ul știrilecanald.ro. Printre subiectele zilei găsiți detalii despre intrarea în Schengen a României, dar și despre pana uriașă de curent din Republica Moldova în urma bombardamentelor din Ucraina. Tot de pe site aflați că 5 frați sunt la un pas de a fi separați din cauza condițiilor inumane în care trăiesc. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753-123-133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem diseară la Ce faci în weekend. Să aveți o zi frumoasă! Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa peste cele normale în ultima decadă a lunii noiembrie. Cerul va fi mai mult înorat și va ploua slab în jumătatea de est a țării și pe arii mai restrânse în rest. La munte, pe creste, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, dar cu intensificări în zona montană înaltă, cu precădere a Carpaților meridionali, unde rafalele vor depăși chiar și 55 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 17 grade. Dar să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi mai mult înorat și sunt așteptate ploi slabe. 13 grade vor fi în Târgoviște, la fel și în Ploiești. În Transilvania va fi o zi cu atmosferă mohorâtă, iar meteorologii anunță ploi intense. Maximă de până la 7 grade vor fi în Sibiu, 6 grade în Târgu Mureș. În Moldova avem cer înorat astăzi, dar șansele să plouă sunt reduse. Valorile termice ajung până la 6 grade în Iași, 10 grade în Focșani. În vestul țării, temperaturile vor fi plăcute, dar vremea rămâne închisă și în plus sunt anunțate ploi torențiale chiar. 6 grade se vor înregistra în Timișoara, la fel și în Arad. În Oltenia, cerul va fi mai mult înorat. Astăzi vor fi scurte intervale în care se arată soarele, iar mercurul din termometre urcă până la 9 grade în Turnul Severin, 10 grade în Slatina. În Dobrogea să știți că vremea de astăzi va fi una închisă. În prima parte a zilei avem și un grad ridicat de nebulozitate, iar maximele ajung până la 12 grade în Tulcea, la fel și în Sulina.
În capitală, cerul va fi variabil cu unorări temporare și ploi slabe. Maxima ajunge până la 11 grade. La noapte se menține această atmosferă închisă. Cerul va fi mai mult înorat. Spre dimineață e posibil să picure slab, se va semnala și ceață, iar minima coboară până la 5 grade. Mâine nu sunt mari schimbări în ceea ce privește vremea. Ne așteaptă în continuare o atmosferă mohorâtă, dar meteorologii spun că șansele să plouă sunt reduse, iar maxima ajunge la 10 grade. La munte cerul va fi variabil cu unorări temporare. Va ploua în mai toate masivele, iar la altitudini de peste 1700 de metri sunt condiții pentru lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla cu putere. Termometrul va indica 3 grade în Sinaia, minus 2 grade în Semenic. Iar acum, prognoza meteo personalizată. Emma m-a întrebat cum va fi vremea pe 25 noiembrie în Drobeta. Maxima ajunge până la 7 grade, iar cerul va fi variabil. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată, aștept toate mesajele voastre pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă să aveți, indiferent de vreme!